Ați avut în vedere atunci când ați scris scenariul, actorii cu care apoi ați colaborat sau ulterior ați făcut alegerea? La scenariu m-am gândit la Luminița și cred că anumite replici chiar au fost scrise pentru ea. Apoi, când am început castingul pentru film, am simțit totuși nevoia să încerc și să merg la sigur, lucru care s-a dovedit formă că, mă rog, am ales foarte bine și că Luminița a fost sau este de departe cea mai bună actriță sau singura actriță care putea să ducă rolul ăsta în spate. Pe Boogie l-am ales din oficiu. L-am cunoscut cu scurt timp înainte și l-am ales așa, intuitiv, aș putea spune. Așa, în rest s-a dat casting și... S-au ales singur.